În minutele care urmează pe Exclusiv TV, veți vedea ședința Consiliului Local din Dărmănești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Doamnelor și domnilor, în conformitate cu prevederile articolului 133 și 134 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmănești, din data de 2 februarie 2024, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Dărmănești, astăzi, vineri, 9 februarie. Fac precizarea că sunt în online un număr de 6 consilieri, prezență fizică în sală 10 consilieri, iar un domn consilier Balaș Constantin lipsește. Supun spre aprobare ordinea de zi a ședinței ordinare de astăzi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiectul numărul 2, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 5 ianuarie 2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Cu 16 voturi pentru aprobarea, procesul verbal a fost aprobat. Punctul 3, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 19 ianuarie. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Și acest punct a fost aprobat. Aprobarea procesului verbal la ședinței ordinare din data de 31 ianuarie 2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Deși punctul numărul 4 a fost aprobat. Și punctul numărul 5, cel mai important, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești pentru anul 2024. Toate punctele au fost dezbătute în ședința pe comisii, au primit avize favorabile. Dau cuvântul domnului primar pentru detalii. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Legat de punctul 5, proiect de hotărâre prin aprobarea bugetului de venituri și cheltuieri al orașului Dărmănești pentru anul 2024, am să fac câteva precizări, după care am să o rog pe doamna contabil șef să completeze. În primul rând, vreau să vă informez că în anul 2024 principala noastră prioritate este continuarea investițiilor. Avem un buget care reflectă pe de o parte fondurile europene, guvernamentale, dar și locale care sunt destinate investițiilor și sigur că suntem foarte interesați de atragerea de noi fonduri europene și consolidarea financiară a instituției noastre. În primul rând, amintesc că bugetul pentru 2024 are o sumă record, 101.620,14 lei. Este de mai bine de 10 ori mai mare decât bugetul pe care, cam de 15 ori mai mare decât bugetul pe care îl aveam în 2016. Din acest buget, venituri dirijate spre, sau parte de sume dirijate spre investiții înseamnă 75,71%, deci la partea de investiții, și 24,29% la cheltuielile de funcționare. Asta spune foarte mult, adică mai mult de 75% din banii pe care noi îi atragem, fie din taxe și impozite, fie din fonduri europene sau guvernamentale, sunt dirijați spre investiții. Sigur că aceste investiții sunt în special gândite pentru a rezolva parte din nevoile cetățenilor și mare parte din aceste sume pe care le alocăm investițiilor sunt dirijate proiectelor de reabilitare, modernizare și asfaltare a infrastructurii rutiere și amintesc aici avem șoseaua de centură la care se lucrează, proiect peste 20 de milioane de lei, avem proiectul care ține de reabilitarea străzilor din cartierul Brătulești, peste 15 milioane de lei, proiect care va debuta în luna martie, avem asfaltarea străzilor din cartierul Triaj și cartierul Joseni și așa mai departe. Sunt de asemenea sume foarte consistente alocate pentru învățământul din orașul Dărmănești, milioane de euro care sunt astăzi în
implementare. Amintesc Liceul Tehnologic Dărmănești, școala numărul 2 și, sigur, și grădinița cu program normal din strada Popasului. Avem sume consistente pentru sănătate și, la fel, avem un dispensar cu valoare de peste 15 milioane de lei, un nou centru pentru persoane vârstnice care este în implementare. Avem bani alocați pentru componenta care ține de siguranța cetățeanului și amintesc 3 milioane de lei proiect finanțat din fonduri europene pentru infrastructura de iluminat public. La fel, avem un proiect finanțat prin PNRR care ține de noi tehnologii vis-a-vis de programele pe care noi le implementăm aici sau de implementarea în format GISAPUG-ului. Suntem cu proiecte care țin de extinderea rețelelor de apă și canalizare în zona coada lacului sau cartier Plopu și Păgubeni, cu extinderea rețelei de iluminat la Valea Uzului. Iată proiecte care, repet, totalizează o sumă foarte mare, 79.277.000 lei doar la secțiunea A. Repet, peste 75% din acești bani sunt din buget, sunt dirijați spre investiții. Am să o rog pe doamna contabil șef să ne prezinte în sinteză câteva date, pentru că la partea de ședință pe comisii noi am dezvoltat aceste subiecte, dar te rog, doamna contabil șef, în format sinteză să ne prezinți câteva date. Da. Pentru bugetul, pe sursa la parte de venituri și cheltuieli, la venituri 92.008.24.000 lei, iar la cheltuieli 101.620.014.000 lei. Deficitul cu rezultat pentru bugetul local de 9.611.090.000 lei este susținut din excedentul anilor anteriori. Pe partea de funcționare, veniturile și cheltuielile sunt de 22.342.022.000 lei, iar pe dezvoltare, venituri 69.666.02.000 lei și cheltuieli 79.277.092.000 lei. Acestea sunt rezultă din veniturile pe subvenții din PNRR, Anghel Salini, iar la cheltuieli investițiile susținute pe aceste fonduri. În bugetul sursei E, adică autofinanțate, venituri din surse proprii. Menționez că bugetul total conține bugetele celor patru școli subordonate, școala Liceul Tehnologic, școala 2, școala Plopu, școala 3 și Clubul Sportiv Uzu Dărmănești. La sursa E, unde și școala 2 și Liceul Tehnologic are în componență la autofinanțate, veniturile totale pe bugetul local sunt de 1.550.000 de lei, iar cheltuielile 2.270.000 de lei. Deficitul de 720.000 de lei acoperit tot din excedentul anilor anteriori. Dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu sunt întrebări, mulțumesc, doamna președintă, supuneți la vot. Mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Apelul nominal, aș ruga, domnule, dacă se poate. Poftim? Apelul nominal la fiecare conținut. Din online. Din online, domnul Alexa, pentru, da? Da. Doamna Mirela Verdeș? Domnul Stănuleț? Pentru. Da, pentru, da. Domnul Chiper Gheorghiță? Doamna Iuliana Pop? Domnul Mihai Cotfas? Pentru. Pentru, ridicat mâna.
Da, Iuliana Pop și cu Gheorghiță Chiper. Dă-le un bip acolo. Deci sunt pentru, că au spus că n-au nicio treabă. Sunt conectați, da. Da. Deci cu unanimitate. 16 voturi pentru și acest punct a fost aprobat. Punctul numărul 6 e diverse, dacă dorește cineva să se înscrie. Dacă nu, mulțumesc. Declar închise ședințele, ședința ordinară de astăzi. Mulțumesc. O zi bună și mulțumesc tuturor pentru participare.